Bine v-am găsit la interviurile DC Medical Deceniu. Sunt Val Vâlcu, discut cu domnul dr. Răzvan Dragomir, chirurg ortoped la Spitalul Clinic Sanador. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule doctor, bunica mea, care a trăit 92 de ani, se plângea de un singur lucru. Durele de genunchi, gonartroză. Și în zilele noastre observăm și din feedback-ul primit de la cititori și din de la cunoștință, în relația directă, că această afecțiune, durerea de genunchi, îi lovește pe oameni din ce în ce mai tineri, de vârstă mijlocie, oameni care unii mai fac sport, alții merg la birou, au activități solicitante, se întâmplă ceva cu genunchiul nostru. Sigur, am văzut sportivii, cei care fotbaliștii suferă lupturi de ligamente. Cunoaștem, am auzit de ruptura, de leziunea meniscului, de s-a stricat meniscul, trebuie să-ți scoatem meniscul. Hai să vorbim despre afecțiunile genunchiului și ce poate face chirurgia modernă, protezarea modernă pentru cei care au această afecțiune. Da, așa este. Cum ați menționat, durerea de genunchi este un simptom extrem de frecvent în populație. Peste 10% din pacienții, să spunem, trecuți de 60 de ani, dezvoltă artroză, conform unor statistici mai vechi. Dar în prezent, din păcate, sau din păcate, afecțiunea aceasta invalidantă, gonartroza, afectează persoane din ce în ce mai tinere. Vorbim de persoane de vârstă mijlocie, 45 de ani plus, care, conform unor studii mai recente pe care le-am evaluat, întâlnim poate în proporție de peste 40% dintre femeile peste 40 de ani, întâlnim la ei afecțiuni de uzură a cartilajului, gonartroza, dar evident în niște stadii incipiente. E deci o afecțiune mai frecventă la femei? Este da, diferită? Afectează sexul feminin într-o proporție mai mare. Motivul exact îl cunoaștem. În anumite situații, femeile se face legătura cu o tulburare metabolică după menopauză, apar niște modificări care influențează metabolismul ca multor țesuturi, inclusiv al cartilajului, și în anumite situații acest cartilaj se deteriorează mai repede. Dar are legătură cu greutatea? E sportul un factor favorizant? Nu li se recomandă faceți mișcare cât mai mult? În principiu, printre principalele cauze ale gonartrozei la tineri este incidența tot mai crescută a obezității la persoanele tinere, și astfel o sarcină în plus aplicată cartilajului de la vârstă tânără duce la uzura acestuia mecanică mai devreme decât ar trebui de obicei. Activitățile sportive și mai cu seamă sporturile care implică contact la nivelul genunchiului, sporturi de tipul basket, handbal, săritură cu aterizare, ski, sunt sporturi din ce în ce mai populare. Populația tânără le practică, e foarte bine să facem sport, dar ne expunem unor riscuri. Riscurile de a ne afecta anumite structuri care protejează cartilajul articular, și acestea pot conduce la dezvoltarea artrozei mai repede iarăși în cursul vieții. La ce nivel, să spunem, cei care bat mingea în spatele blocului, articulația, cei care genunchiul este o articulație, eu știu, să duc săptămânal la sală, și la ce vârstă apar efectele nedorite? Nu e o regulă, anumită vârstă la care poate să apară această problemă. Articulația genunchiului este complexă, are câteva structuri. O avem aici expus, este un mulaj care poate să ilustreze mai ușor componența articulației. Genunchiul e format în principiu de două oase, femurul sus și tibia jos. Ele sunt legate de
ligamente. Ligamentele țin articulația, niște benzi fibroase elastice care ne țin articulația stabilă. Avem în principiu 4 ligamente, sunt 2 ligamente colaterale, în partea laterală și medială a genunchiului și în centrul genunchiului, pivotul central, format din alte 2 ligamente, ligamentele încrucișate. Ele se numesc încrucișate pentru că se încrucișează la propriu în mod anatomic, nu este o greșeală că s-au încrucișat. Aceste ligamente asigură stabilitatea articulației. Articulația... Deci aceste 4... 4 ligamente, ele sunt mai multe, dar astea sunt cele principale. Apoi avem meniscurile. Meniscurile sunt 2 structuri fibrocartilaginoase care se află între cele 2 oase, de o parte și de alta, sub forma literei C, din față până în spate. Ele sunt absente pe mulajul meu acum. Meniscurile sunt niște structuri care au scopul de a amortiza șocurile în articulație, de a ajuta la lubrefierea corespunzătoare a cartilajului și în felul ăsta ajută la un metabolism bun al celulelor cartilaginoase. Și ele, din nefericire, cedează primele. Meniscurile sunt niște structuri expuse riscului de ruptură. Noi numim leziuni de menisc, dar ele, propriu-zis, sunt niște rupturi. Rupturi care pot fi complete, incomplete. Și în momentul în care meniscul se rupe, la o vârstă tânără, la un tânăr care joacă fotbal... Se sparge mai degrabă. În ce sens? Se rupe o bucată din el. Este o structură ca o garnitură, ne închipuim. E interpusă între cele 2 oase, între cartilaje. Nu este atașat nici de femur, nici de tibie. El este atașat de capsula articulară și are 2 rădăcini la nivelul tibiei unde se ancorează. Și această garnitură subțirică, în anumite poziții care implică flexie combinată poate cu o pivotare, cu o rotație exagerată la nivelul genunchiului, este forfecat și apare o ruptură. Deci se poate... O mișcare de ușoară flexie combinată cu o pivotare și meniscul poate fi strâns atât de tare între oase încât poate dezvolta o ruptură. Îl ciupești. Ciupitura de menisc sau ruptura de menisc este tot una. Ciupitura înseamnă că e o ruptură mai mică, poate să fie și rupturi mai mari. Și apoi, fragmentul care rezultă jenează sau da, faptul că nu mai e perfect? În momentul în care se rupe, meniscul din o structură care oferă protecție cartilajului devine bucățica care se desprinde și care devine instabilă prin mișcarea ei nepotrivită. Are un efect abraziv asupra cartilajului pe care ar trebui să-l protejeze și în timp accentuează uzura în zona respectivă. Deci o leziune de menisc poate să fie o leziune care poate genera artroză în timp dacă este neglijată. Adică s-ar putea obișnui cu ea, îl doare la început, îl tolerează această durere ușoară, dar între timp ca într-o bilă de rulment, firul de praf strică... Este o leziune care la început doare când se produce. Pacientul simte în momentul producerii traumatismului sportiv sau o alunecare nefericită, o durere vie, ascuțită, ca o împunsătură în interiorul genunchiului și asta ulterior se atenuează. După 5-7 zile, cu un tratament antiinflamator, cu ceva local și pastile antiinflamatorii și antidurere, simptomele diminuează. Diminuează, e ca și când s-ar așeza o pietricică din pantof într-un pic, într-un colț unde nu mai jenează și va mai jena doar când și când. Comparația nu e foarte medicală cu pietricica din pantof, dar dacă am avea o piatră în pantof, ne doare în momentul în care călcăm pe pietricică. Dacă o neglijăm prea mult timp, va eroda șoseta și dacă o lăsăm și mai mult, ne va face și o rană în călcâi. Dacă o scoatem la timp, nu se întâmplă nimic. Deci dacă remediem problema la timp, imediat după evenimentul acut, atunci nu vor fi repercursiuni asupra țesuturilor sănătoase care nu au nicio problemă. De unde știe un pacient, că e pacient, de unde știe un om care a... s-a mai lovit, a mai traumatizat genunchiul, l-a faultat, a alunecat, la schi s-a răsturnat, a avut o mișcare din această mai... O pivotare exagerată. Mai puternică. L-a durut, i-a trecut, nu vine la medic de fiecare dată. Când ar trebui să aibă un semnal de alarmă? Înțeleg că dacă am scoate acel fragment, ar putea să rămână cu restul meniscului într-o stare bună, satisfăcătoare multă vreme. Da. Durerea, așa cum v-am spus, este acută la început, după care diminuă. Dar dacă
rămâne o durere reziduală, o durere care are un caracter recurent. Ori de câte ori facem un efort mai mare de sportiv sau urcăm sau coborâm scările. Uneori, unul dintre simptomele frecvente e ridicatul de pe scaun. După o perioadă mai lungă, într-o anumită poziție așezat, când ne ridicăm, durerea e acută și după câțiva pași dispare. Asta este o durere tipică unei rupturi de menisc. Chirurgia meniscului, pentru că tratamentul este doar chirurgical, cel mai frecvent, chirurgia meniscului este artroscopică, e o chirurgie minim invazivă, presupune o suferință foarte mică pentru pacient, dar beneficiile sunt extrem de mari. Tratamentul chirurgical propriu-zis... Da, până la tratament. Deci omul vede că durerea e recurentă. Trece, apare, simte, se duce la doctor, sperăm. Hai. Nu, dacă se dă cu gel, cu, nu știu, înghite cartilaj de rechin sau alte terapii de genul ăsta, acea bucățică de cartilaj nu va dispărea, nu va avea în continuare probleme. Deci dacă se duce la doctor, ce, se face o radiografie, e nevoie neapărat de o intervenție artroscopică de... Meniscul este o structură care are o vascularizație proastă. Are trei zone, didactic vorbind, e împărțit în trei zone. Zona cea mai internă, partea internă care privește către articulație, este o zonă foarte subțire, avasculară, care nu are deloc vase de sânge. Pe secțiune este un triunghi și pe partea mai lată, spre marginea articulației, are câteva vase de sânge. E bine că atunci s-ar face și de la traumatisme, s-ar... Lucrând în încărcare, o structură destinată. Cel care ne-a proiectat a făcut-o ca această structură să fie tot timpul în încărcare, cu presiune pe ea. Așa, ori de câte ori există presiune într-o structură, vasele de sânge nu pot sta deschise și atunci el se hrănește meniscul în principiu prin absorpție din lichidul articular. Odată rupt, nu sângerează și în felul ăsta nu are potențial de cicatrizare în zona avasculară. De aceea leziunile de menisc nu se vindecă. Ele rămân, meniscul în zona respectivă rămâne rupt și simptomele sunt recurente. Dacă avem niște simptome recurente de tipul durerii și însoțită uneori de reducerea mobilității, de epanșament articular repetat, apa la genunchi, așa zis, că genunchi vreau se umflă. Să vă întreb. Se umflă pentru că organismul simte că e o problemă de alunecare. Ceva nu e în regulă și o măsură pe care o poate lua este să producă lichid sinovial în exces, în dorința de a lubrifia poate mai bine, dar nu asta e soluția, din păcate, în momentul respectiv. Dacă avem astfel de simptome, trebuie făcut o vizită la medic. Examenul clinic Când îți dă de înțeles că e o problemă? Dacă durerea nu trece, eu știu, în 2-3 zile, dacă revine umflătura... 2-3 zile e puțin. Atitudinea foarte frecventă în populația din România este să se automedicheze, își face un tratament acasă, dar de obicei dacă persistă durerea peste o săptămână, luând tot felul de medicamente antiinflamatoare sau protectoare pentru cartilaj, ce mi se recomandă prin farmacie, și durerea persistă, înseamnă că e o afecțiune mai gravă. Dacă simptomele sunt foarte intense, iarăși, e o afecțiune mai gravă. Și apoi dacă după o perioadă în care, să zicem, parțial s-ar fi ameliorat cu tratamentul pe care ni l-am auto-administrat, dar reapare durerea, exact cum v-am spus, în urma acestor solicitări de tip mecanic, ar trebui să vină la o vizită la ortoped. Cel mai frecvent pacienții, din experiența personală, ajung la noi de obicei după 2-3 săptămâni, în care observă acest caracter al simptomelor, recurența lor. În urma examenului clinic există niște teste speciale prin care noi le facem în cadrul examinării genunchiului și ne orientăm asupra unei afecțiuni a meniscului. Dar diagnosticul este de suspiciune pentru că nu e un test care să fie 100% specific și atunci avem nevoie de o confirmare imagistică. Radiografiile ne arată oasele în principiu și țesuturile moi periarticulare, ligamentele, cartilajul sunt invizibile pentru raza X, pentru radiografie. Atunci avem nevoie de un remene. Cel mai frecvent utilizată investigație pentru țesuturile moi, ligamente, meniscuri, cartilaj, țesuturile înconjurătoare, tendoane, mușchi, este remeneul. Avem nevoie de un remene de genunchi. După examinarea remeneului putem avea confirmarea existenței unei leziuni la una dintre structurile menționate mai sus.
Și se pune în evidență această ciupitul, acest fragment. Este... Până a vorbi despre tratamentul chirurgical, aș vrea să atingem un pic și subiectul ligamentelor, pentru că ele se tratează cumva, se pot trata simultan. Acestea sunt afecțiuni care, dacă există sau coexistă, pot fi tratate în cadrul aceleași numai intervenții. O mică observație și un semnal de alarmă. Pe vremuri când era așa numită apă la genunchi, unii practicau puncția, scoteau lichidul și uite, te-am vindecat. Așa este. Artrocenteza sau puncția articulară cu extragerea lichidului, dar e ca și e un tratament, de fapt nu e un tratament, este o manevră medicală prin care tu te adresezi unui efect. Este efectul, dar cauza rămâne pe loc și atâta timp cât nu tratezi cauza care a generat această hidrartroză, această apă la genunchi, ea se va reface. Și chiar e dăunătoare în fazele inițiale, pentru că funcția creează organul. Ea era e pentru ca un umbrefiere, dacă extragi dacă apă? Îl extragi, ea se va reface. Și dacă o extragi, iar se va reface. Și lichidul sinovial este produs în mare de membrana sinovială. Este cămașa care tapetează pe interior articulația. Și în felul ăsta o hipertrofiem. O facem să fie mai puternică, să poată să facă lichid din ce în ce mai mult. Îi dăm, e ca un mușchi antrenat care devine mai mare. Și asta generează sinovita hipertrofică sau alte patologii, dacă tot insistăm în a scoate lichidul și a nu vedea care este de fapt cauza. El simte o ușurare pe moment? Da, sigur. Ce pacientul? Pentru moment, durerea se ameliorează destul de mult, dispare senzația de tensiune. O mare parte din simptomele dureroase de la nivelul genunchiului sunt date de distensia capsulei articulare. În momentul în care se umflă genunchiul, prin edem sau prin această apă la genunchi, genunchiul devine dureros, nu mai poți să, mobilitatea se reduce prin faptul că se întinde capsula articulară și se excită terminațiile nervoase de la acest nivel. Arătați-ne ligamentele, v-a cazat tot rotula la o parte. Da, rotula am îndepărtat-o. Aici te lovești cel mai adesea. Deci în colțul unui scaun, în colțul mesei, da, rotula da, e rotula. Are și un efect de protecție, dar afectat. Rolul ei principal este de a oferi pârghie sau scripete mușchiului mare al coapsei, a mușchiului quadriceps, atunci când vrea să facă extensia genunchiului. În momentul în care se încordează și genunchiul este îndoit la 90 de grade, dacă n-ar fi rotula care să facă un efect de apăsare la nivelul șanțului de pe femur, n-am putea să ridicăm genunchiul. Dacă îndepărtăm rotula, vedem în interior ligamentele încrucișate, în această scobitură pe care o are femurul. Ea se rupe, se sparge sau doar traumatismul, că se umflă un pic genunchiul și dacă te lovești... Rotula poate fi fracturată atunci când ne lovim. Dacă ne lovim, cădem în genunchi pe o treaptă, pe o muchie, asta e cel mai frumos mecanism. Atunci când cădem, dacă ne lovim pe o muchie de treaptă sau pe o bordură, vom fractura rotula. Se vindecă? Tipurile de fracturi sunt diverse. În principiu, marea lor majoritate sunt fracturi cu deplasare, adică rotula este un os care e cumva în cadrul unui tendon și are la capăt un mușchi foarte puternic. În momentul în care rotula se sparge, se vor împrăștia fragmentele și dacă nu există contact între două fragmente osoase, nu există vindecare. Și trebuie interveni chirurgical. Trebuie interveni chirurgical. Dar aici vorbim de o fractură și de tratamentul fracturii, care presupune fixarea acestor două fragmente sau poate sunt mai multe. De multe ori asociază o cominuție, o mărunțire în focarul de fractură. Se sparg două fragmente mari, dar sunt însoțite și de câteva fragmente mai mici. Și atunci ele trebuie ca un puzzle reconstruite și fixate cu diverse tipuri de implanturi. Cel mai frecvent se folosesc șuruburi sau niște broșe, niște implanturi mai vechi care se folosesc în continuare. Broșe Kirchner sunt niște andrele pe care noi le punem în interiorul osului și adăugăm niște sârmă și formăm un montaj care se numește hoban. Este un montaj foarte des folosit pentru tratamentul fracturilor de rotulă. Dar se reface. Dar se reface, sigur că da. Mergem spre ligamente. În momentul în care îndepărtăm rotula, avem acces în articulație. Ligamentele încrucișate sunt ligamentele din mijlocul genunchiului, care oferă stabilitate anteroposterioară, dar și o anumită stabilitate rotațională genunchiului. A trebuit să fie două. Aveți doar sunt două. Asta este ligamentul încrucișat anterior pe care îl rup acum și îl îndepărtez. Și dacă ne uităm în spate, vedem ligamentul încrucișat posterior. Posteriorul nu lasă tibia să transleze posterior, celălalt
lateral să nu transleze anterior și apoi fiecare are o anumită stabilitate rotațională, antero-externă, antero-laterală, în funcție de fiecare. Celelalte două ligamente principale sunt colateralele, care nu lasă genunchiul să se ducă stânga-dreapta, să nu se anguleze. Când suferim un traumatism la schi, care are ca consecință o ruptură de menisc, în cadrul acelui traumatism putem să rupem și unul din ligamente. Și de multe ori ele se asociază. Avem o ruptură de ligament încrucișat anterior, combinată cu o ruptură de menisc medial. Poate și uneori chiar doar, și cu alt doar ligament. Ligamentul? Poate fi doar ligamentul. Care sunt simptomele atunci? Sau ce diferă de durerea, ruptura de menisc? Durerea este un simptom comun. Ori de câte ori se lezează o structură, avem durere. Durerea este semnalul de alarmă, te face să oprești, să nu agravezi situația. Și când se rupe meniscul, și când se rupe ligamentul, dar și când se rupe împreună, durerea este simptomul inițial în momentul respectiv. Pe termen lung, meniscul și ligamentul lezat au simptome diferite. Noi pe menisc călcăm și dacă călcăm, avem durere atunci când mergem și ne sprijinim pe genunchi. Ați spus când ne ridicăm de la când ne ridicăm de pe scaun, când urcăm scările, treptele, pentru că momentul forței e mai mare, apăsarea e mai mare în interiorul genunchiului și apare o durere. Dar pe ligament noi nu călcăm. Ligamentul este în interiorul unei scobituri. El leagă oasele unul de altul. Ele nu sunt implicate în mai sprijin. Mai ales cele încrucișate. Și încrucișatele. Încrucișatele sunt două ligamente care au ca localizare spațiu intraarticular. Care se rup mai frecvent? Încrucișatul anterior, ligamentul încrucișat anterior și colateralul medial se rupe destul de frecvent. El doare când se întâmplă, dar după aceea creează instabilitate. Simptomul principal pe termen... Durerea trece. Durerea va trece în două săptămâni, aproximativ, aproape complet. Genunchiul își reia mobilitatea pentru că un ligament rupt nu se opune îndoirii genunchiului, dar pacientul acuză instabilitate, nesiguranță pe genunchi. În momentul în care se ridică sau face o întoarcere cu sprijin pe picior, o pivotare combinată cu ușoară flexie, cum ar fi ridică o greutate și o mută dintr-un loc într-altul, simte că genunchiul cedează, că îi scapă, că îi fuge. Când fuge genunchiul sau nu mai am siguranță pe el atunci, ăsta e un simptom tipic unei leziuni ligamentare și trebuie să ne adresăm iarăși medicului să stabilim ce ligament se vede la RMN? Da. Este o leziune care adică poate se confirmă RMN, se simte clinic, sunt teste specifice care arată o amplitudine mai mare a unei mișcări care ar trebui să fie mai mică sau să, o amplitudine de obicei, asta este simptomul. Sunt teste care măsoară cumva distanța de translație a celor două oase și când e mai mare. Astăzi, în zilele noastre, RMN-ul e și RMN-ul ne confirmă. RMN-ul singur, uneori, dacă nu-l combinăm cu o testare riguroasă clinică, poate să dea niște rezultate fals pozitive. Am întâlnit în practică de multe ori interpretări ale RMN-ului care spun că ligamentul este rupt complet sau parțial și la o examinare mai atentă să vezi că totuși există ligamentul încrucișat. Este întins, dar el există. Clinic nu are simptomatologie, nu are instabilitate. Și de ce vine la doctor? Pentru durere meniscală sau pentru o contuzie de genunchi. Că pot fi leziuni care n-au sau traumatisme care n-au produs leziuni propriu-zise, dar au inflamat genunchiul. Sunt leziunile mai simple. Da, o întrebare. Care ar fi riscurile? Dacă omul nu practică un sport, dacă nu... Faptul că are această instabilitate ar putea să o ducă pe picioare, să spunem, mult și bine. Așa este. Sau tocește meniscul? Faptul că sunt nu mai multe stă, categorii de nu pacienți. Se mai distribuie bine decizia forțele. În legătură cu tipul de tratament pe care îl alegem e strict legată și de nivelul de activitate al fiecărui pacient în parte. Acum, în cadrul întâlnirii există un fel de interviu în care aflăm mai multe informații legate de pacient. Un sportiv de performanță are nevoie de o integritate a articulației. Articulația trebuie să fie perfectă pentru o bună funcționare. Apoi, la pol opus sunt pacienții foarte sedentari, care n-au nevoie de nu fac efort fizic, nu sunt pasionați de niciun sport și au un lift și nu urcă foarte mult și merg cu mașina foarte frecvent. Ei au episoade foarte rare de instabilitate și nu simt nevoia unui genunchi extrem de stabil.
Instabilitatea se manifestă la persoanele active, la cei care practică sporturi recreaționale, la cei mai... Drumeții care... montane, ciclism, alergarea... La sportul... ciclism de ce? Că merge doar... Da, dar sunt momente în care depinde acum și ce fel de ciclism. Este ciclismul montan și există ciclismul de șosea. Da. Există, într-adevăr... Schiul clar. Nevoie de... Acești pacienți se plâng de instabilitate, de nesiguranță și ăsta e un motiv pentru care trebuie să remediem situația. Și apoi o problemă care apare pe termen lung și care nu este în atenția pacientului, este în atenția mai mult a noastră, este că un genunchi care are un ligament lipsă are o mobilitate anormală. La fiecare flexie și extensie există o mobilitate anormală, există o frecare crescută în articulație care în timp poate să ducă la uzuri premature. Este o manifestare silențioasă inițial. Dacă ligamentul încrucișat nu mi-asigură o rotație punctuală a femurului pe tibie și există o mișcare mai amplă, nu simți niciun disconfort pe moment, dar în timp uzurile pot să apară. Există niște studii mai vechi care menționează că un individ care nu are ligamentul încrucișat anterior poate să dezvolte artroză cu 15-17 ani mai devreme decât ar dezvolta în mod normal, fără să-l afecteze din punct de vedere sportiv. Păi, și am ajuns la gonartroză, la artroză. Da. Acest lucru înseamnă o distrugerea integrității cu vârsta datorată efortului, suprasarcinii, cum spuneați, că iată, nu face sport, nu este expus traumatismelor, dar care în spate 30 de kilograme în plus și atunci când merge, ele apasă pe articulații. Cel mai prețios, cea mai prețioasă structură din punctul meu de vedere în interiorul unei articulații este cartilajul articular. Este acea peliculă de 3-4 mm care îmbracă capătul osos, femurul în partea lui distală. De menis putem să ne lipsim, îl extrageți, am înțeles? Acele fragmente? Atitudinea actuală, consensul mondial, să-i spun, european cu siguranță în momentul actual, este că trebuie să depunem eforturi cât mai mari și să salvăm meniscul ori de câte ori se poate. Tratamentele moderne chirurgicale au ca obiectiv prezervarea meniscului ori de câte ori se poate. Sunt situații sau părți ale, sau tipuri de leziuni ale meniscului ireparabile. Într-adevăr, această situație este foarte frecventă. Peste 60-70% din rupturile de menis sunt ireparabile și atunci trebuie să scoatem bucățica respectivă și să regularizăm restul meniscului, lăsăm margini foarte line care să nu agațe și să nu creeze abraziune în utilizare. Poate fi extras de tot? În anumite situații se extrage de tot atunci când nu ai soluție, dar e foarte rară situația asta. Pentru că atunci când avem o ruptură masivă care implică tot meniscul, se poate repara, meniscul se poate sutura. Avem în prezent la dispoziție dispozitive care ne permit în mod artroscopic, minim invaziv, prin două incizii de 3 mm de o parte și de alta a rotulei, să intrăm în articulație și să reparăm meniscul respectiv. Există implanturi artificiale de menisc. E drept că studiile arată că ele nu funcționează întotdeauna așa cum ne-am dori. Există și noțiunea de transplant de menisc. La noi, din câte știu, nu se poate efectua astfel de intervenție, dar există și această soluție. Se poate transplanta un menisc, pentru că el are un rol important de amortizare a șocurilor și are un rol metabolic de hrană pentru cartilaj, asigură lubrifiere bună și mai departe. Și atunci, înainte se făceau foarte multe intervenții chirurgicale care aveau cu obiectiv scoaterea bucății de menisc sau o mare parte din menisc. Acum încercăm să reparăm. Cum spunea unul, un pas dacă înapoi se ajunge la transplant, e important să ai meniscul întreg dacă ai 19 ani și ești fotbalist. Și dacă ai avut un traumatism sever care ți-a distrus meniscul, atunci perspectiva e neplăcută. În viitor poți dezvolta artroză și foarte dacă devreme. Dacă nu mai faci sport, dacă rămâi fără... Cartilajul e cel mai important. Meniscurile și ligamentele, mie îmi place să spun că sunt accesorii ale articulației care asigură o bună funcționare articulației și protecție pentru acest prețios lucru care este cartilajul. Deci sunt ambalaj. Cartilajul nu se regenerează sau
se regenerează într-o proporție foarte mică. Dacă leziunile sunt incipiente, dacă leziunile sunt localizate, în rest el se regenerează. Mai încercăm să facem un pas până la intervenția chirurgicală. Se practică, sunt lubrifianți injectabili, sunt soluții de genul acesta moderne care se introduc în articulație. Da. Cu seringa, să spunem, mai simplu. Pot fi efectuate aceste intervenții relativ simplu. În funcție de stadiul evolutiv al problemei, al bolii, avem tratamente adaptate. Tratamentele chirurgicale, dacă vorbim acum doar de gonartroză, care reprezintă distrugerea, degradarea progresivă a cartilajului până la dispariția lui, asta, protezarea și tratamentul chirurgical se adresează stadiului avansat. În stadiile intermediare trebuie să tratăm aceste afecțiuni ale meniscurilor, ale ligamentelor chirurgical. În rest, avem la îndemână tratamente, numim noi, condroprotectoare, tratamente care se bazează în principal pe injectarea unor substanțe în interiorul genunchiului. Și acestea diferă în funcție de ce vrei să obții. Dacă e un genunchi dureros, acut, cu lichid, cu apă la genunchi, poate că e util, dacă este foarte important această hidroartroză, să facem o puncție articulară, să îndepărtăm lichidul și să introducem un antiinflamator cortizonic. Acesta are efect temporar, are efect de diminuarea durerii și de calmarea inflamației, că asta este, și acțiunea acestui medicament este undeva de 2-3 săptămâni, după care el își pierde efectul. Dar am auzit că se fac aceste intervenții anual, să spunem, pentru cei... Anual se fac infiltrațiile, că așa se numesc, infiltrațiile cu acid hialuronic sau cu soluții pe bază de acid hialuronic. Și cortizon. Câteodată depinde. În traseu acut pui cortizon. În rest, e chiar indicată această vâscosuplimentare sau injectarea cu acid hialuronic în articulație atunci când genunchiul este liniștit, când nu este într-un puseu acut, când nu doare foarte tare, și este un tratament care mai degrabă previne apariția episoadelor dureroase decât un tratament care să se adreseze durerii în sine. Efectul acestor infiltrații este dublu, să-i spunem așa. Are un efect mecanic de lubrefiere. E un gel care e uleios, e un gel care unge, care influențează coeficientul de frecare. Un rulment care este un pic uzat, dar care, dacă îl curățăm și îl îngrijim și mai punem un pic de vaselină nouă, probabil va funcționa încă o perioadă de timp. Că ăsta este și obiectivul. Tratamentele astea sunt doar tratamente paliative, sunt tratamente care încetinesc evoluția bolii, interferă cu viteza de evoluție a ei și în anumite situații sunt extrem de eficiente, în sensul că e posibil să nu ajungem la necesitatea tratamentului chirurgical. Sunt și anumite produse pe care le putem injecta intraarticular în afară de aceste soluții de acid hialuronic. Să spunem, în popor se cunoaște drept infiltrație cu plasmă, dar de fapt este o PRP, e o prescurtare de la plasma rich platelet sau plasmă îmbogățită cu plachete. Pentru hrănirea articulației, pentru ce face parte din categoria terapiilor biologic regenerative. Au fost și sunt studii care încearcă să evalueze eficiența acestor terapii și în boala degenerativă, în boala artrozică, dar din nefericire rezultatele nu sunt așa cum ne-am dori și sunt niște terapii încă controversate în practica uzuală. Deci, infiltrațiile cu plasmă, când vorbim de artroză, nu au eficiența pe care ne-am fi dorit-o. În schimb, putem folosi în continuare infiltrațiile cu substanțe viscoelastice. Da. Cine ar trebui sau s-ar recomanda să facă aceste intervenții? Medicul generalist, reumatolog, sau ar fi bine totuși un ortoped să consulte și să administreze, să spunem, aceste substanțe pentru... Manevra este o manevră invazivă. Este o manevră care presupune introducerea unui ac în interiorul articulației și injectarea substanței la acest nivel. Este o manoperă medicală care poate fi efectuată și de alte medici de alte specialități, dacă au
în vedere o respectare riguroasă a măsurilor de igienă și asepsie, pentru că riscul cel mai mare este infecția articulară. Infecția pe care o putem produce prin introducerea unui germen de afară de pe piele în interiorul articulației. Articulația se apără greu împotriva infecțiilor și putem dezvolta o artrită septică post-injectare și asta este cea mai frecventă complicație pe care eu am întâlnit-o în practica medicală atunci când această procedură a fost efectuată de altcineva în alte zone, pentru că nu s-au respectat cu rigurozitate anumite măsuri. Noi ortopezii știm ce înseamnă o infecție la nivelul articulației și cât de greu se tratează și ce repercusiuni are, încât suntem foarte atenți. Nu se tratează cu pastile pe cale generală. Și cu pastile. Dar mă gândesc că vascularizația fiind precară, aportul de antibiotic e mai greu, se izolează cumva. Tratamentul este și medicamentos antibiotic, dar presupune și intervenții chirurgicale. Apar tot felul de sechele în urma unor artrite septice, deci, pe care nu le dorim, și atunci e bine să facem această procedură conștienți că avem nevoie de o rigurozitate din punct de vedere asepsiei manevrei. Vârsta e, spune cuvântul, dacă trăim suficient, se distrug cartilagele, se tocesc, nu? Și da, la genunchi și alte articulații. Gonartroza, până la urmă, are soluție chirurgicală. Chiar mi-a spus un medic, îl explicam, uite, unica mea suferă. Și tu, în Germania, la noi, ce se pune proteză. Se spune, da, 89, nu știu, 90 de ani. Nicio problemă. E accesibilă această soluție pentru pacientul din România? Da. Este o intervenție chirurgicală care în zilele noastre se efectuează extrem de frecvent. Exact cum am spus, boala este extrem de afecțiunea este extrem de frecventă și atunci și tratamentele, inclusiv cele chirurgicale, sunt extrem de frecvente. În zilele noastre a devenit accesibilă și în România, pentru că era și normal să se întâmple asta. Este o intervenție chirurgicală care presupune o anumită pregătire a medicului și accesul la implanturi. Apoi spitalul, adică, în care se... Este implant sau proteză totală? Proteza de genunchi este un implant modular. Este un implant modular compus din mai multe elemente. Elementele principale sunt prezentate aici. Puteți să le arătați, să centrăm imaginea, să arătăm... Înainte de a le arăta, aș vrea să explic în ce constă această intervenție. Este o intervenție chirurgicală care se adresează... Putem vedea scene, da, din... Care se efectuează operație atunci când stadiul evolutiv al bolii este unul avansat, când distrugerea cartilajului este completă și când celelalte soluții non-chirurgicale nu își mai au beneficiu. Este o intervenție chirurgicală care de obicei se efectuează programat. Este o intervenție chirurgicală care se planifică, pentru că și pacientul a avut mult mai multe vizite la medic înainte de a se stabili acest diagnostic și atunci presupune o intervenție prin care se înlocuiesc suprafețele deteriorate, deformate, lipsite de cartilaj. Putem numi că este o resuprafațare a genunchiului. Se înlocuiește suprafața articulară care acoperă femurul cu o componentă a protezei, se înlocuiește suprafața articulară care acoperă partea superioară a tibiei cu o componentă care o numim componentă tibială, și între cele două componente metalice care se atașează capetelor osoase se introduce un element intermediar, insertul de polietilenă, care joacă rolul noului cartilaj pe care alunecă femurul. Se deschide genunchiul? Cum? Da, este cum o operație, o intervenție chirurgicală care se efectuează în mod clasic. Minim invazivitatea legată de intervenția de protezare sau artroplastia genunchiului este legată doar de o incizie mai mică, dar intervenția este una clasică cu abord, o tăietură în partea anterioară a genunchiului, de obicei între 10 și 15 cm sau mai mare în funcție de gabaritul pacientului.
articulația se expune prin îndepărtarea rotulei și prin flexia genunchiului și în felul ăsta avem acces la capetele osoase care intră în componența articulației la nivelul femurului. Cartilajul este deteriorat, o să-l vedem cu vizualizare directă, la nivelul tibiei de asemenea. Folosim niște instrumente speciale pe care o să le puteți vedea și în cadrul filmulețului demonstrativ, cu care efectuăm niște tăieturi la nivelul capetelor osoase, în așa fel încât să îndepărtăm doar suprafața uzată și să producem o suprafață de genul acesta, care are o anumită configurație. Luați paharul din față. Deci se polizează, se fac niște cuturi, niște tăieturi ajutat de anumite ghidaje care ne permit o perfectă configurarea capătului osos, a epifizei femurale, în așa fel încât să primească componenta protetică, componenta femurală, care are o formă identică cu capătul osos al genunchiului normal. Deci este creată pentru acel pacient. Este pe măsura lui, cum se spune? Protezarea articulară este o protezare personalizată. Proteza în sine nu este concepută pentru pacientul X, este o sumă de componente care ne vin la spital în momentul în care planificăm o astfel de operație în toate dimensiunile posibile. Există o interconectare între componente, ele totul fiind modular, adaptat pacientului, și personalizarea asta înseamnă cumva adaptarea componentelor după măsura pe care o necesită pacientul. Și apoi o altă noțiune, în opinia mea, care este strict legată de personalizare, este orientarea acestor componente într-o anumită poziție, în așa fel încât să reconstruiască anatomia normală a genunchiului în faza preartrozică, înainte să dezvolte artroză. Sunt niște studii efectuate recent în Europa care arată că, din punct de vedere fenotipic, genunchiul este extrem de variat în populație. Nu există o angulație perfectă sau să se încadreze. Se încadrează în anumite limite, dar nu sunt toți genunchii la fel. Și după cum ați văzut, sunt pacienți mai crăcănați, pacienți care au genunchii mai în X, cum se spune, avem de a face cu pacienți cu un picior mai frumos, un picior normoaxați. Și genunchi deviați în lateral, genul valgus sau varus, sau deviați către interior, genul valgus. Și atunci noi trebuie să stabilim cumva nu un ideal prin reconstruirea genunchiului, ci să restabilim cumva anatomia pe care o avea pacientul înainte. Genunchiul, așa cum am menționat mai devreme, nu e format doar din oase. Și să noi să facem niște tăieturi perfecte care să ne permită atașarea perfectă a acestor componente, ci avem și o anvelopă de țesuturi moi, ligamentare, pe care noi le păstrăm. Ligamentele se păstrează pentru că ele oferă funcția genunchiului și noi introducem aceste componente în interiorul genunchiului, păstrând în mare parte, păstrând complet toate. Să vedem cum se mișcă, dacă le ridicați puțin. După ce am atașat partea, componenta femurală și componenta tibială pe capătul osos, avem de implantat partea intermediară, nou cartilaj, să spunem, care se numește insert de polietilen. Este un material plastic special, medical, cu o rezistență foarte mare la frecare, la uzură. El, practic, se uzează, uzura este aproape egală cu zero în prezent, având în vedere calitatea extrem de bună a acestor materiale în zilele noastre. Și asta se atașează pur și simplu de această componentă tibială și apoi genunchiul care acum este expus se reatașează, se reduce. Și în felul ăsta se recrează articulația normal. Avem nevoie de ligamente în continuare. Ligamentele vor fi în continuare prezente în părțile laterale pentru a ne da stabilitate genunchiului. Avem nevoie de tendoane, de musculatură ca să acționeze această balanță. Și ligamentele încrucișate în interior cum se recrează? În anumite situații se pot păstra, când avem proteze care permit păstrarea ligamentelor încrucișate, care au o degajare, la fel ca în anatomia normală a femurului, și aici se pot păstra ligamentele încrucișate. Și avem proteze, cele mai frecvent folosite sunt protezele în care se compensează lipsa ligamentelor încrucișate prin existența unui stâlp central al platoului care va constitui
pivotul central al genunchiului și se previne translația anteroposterioară. Dar asta ține de calitatea situația preoperatorie, evident. Nu, dacă... dar și de progresele probabil făcute în rezistența acestor materiale. Acel pinten de... Pintenele de, sau postul central sau de plastic pinul central permite o stabilizare a articulației și rezistă la frecare în timp, în așa fel încât să beneficieze pe tot parcursul vieții pacientului de această proteză. Și chiar metalul acesta este extrem de, fin polisat. Este un, sunt niște oțeluri medicale. Sunt, au în compoziție titaniu, dar este aliat cu diverse alte metale, metale care pot fi cobalt, crom, metale vor care... Vor suna la aeroport când treci. Sunt non-feromagnetice, nu le atrage magnetul, putem face RMN, marea majoritate a implanturilor ortopedice din prezent, că vorbim de proteze sau de plăci, ruburi și alte implanturi. Deci nu sună la alarma când nu treci sună pe și la aeroport. Putem efectua RMN. RMN-ul este o investigație modernă, utilă în diverse afecțiuni și atunci dacă, din nefericire, pacientul a suferit o fractură și are o placă, uneori placa respectivă, dacă e dintr-un material nepotrivit, nu permite efectuarea unui RMN și atunci ne leagă la ochi în diagnosticarea anumitor afecțiuni. Progresul biomaterialelor ne permite în prezent să folosim implanturi RMN compatibile. Marea lor majoritate sunt RMN compatibile, sunt din metale neferoase, non-feromagnetice și atunci putem face RMN. Dar cu ce le prindeți de os? Atașarea, în marea majoritate, când vorbim despre protezarea genunchiului, este cimentată. Există și proteze care se atașează pur și simplu și se numesc necimentate, se atașează prin impactare, dar cel mai frecvent protezele de genunchi se atașează osului prelucrat de maniera asta prin intermediul unui ciment medical. Este de fapt un polimer, se combină un lichid cu un praf, se formează o pastă care se întărește într-o anumită perioadă. Acest ciment medical se aplică pe suprafețele care intră în contact și apoi componenta este presată intraoperator. Acest ciment medical devine dur și asigură o interdigitare, o potrivire perfectă cu osul și o stabilizare a componentei în 10 minute. Observ că mai aveți și alte dispozitive în această trusă. Sunt... Cum v-am spus, proteza de genunchi este o componentă, un ansamblu de componente modular și în anumite situații... Acest metalic la ce servește? Acest ghid metalic. Da, aici asta este o proteză, o proteză numită de revizie. În cadrul intervenției chirurgicale primare, atunci când pacientul vine și se intervine prima oară pentru artroză, implantăm o proteză convențională care arată așa cum v-am prezentat mai devreme. Dar, din nefericire, sunt situații în care este necesară o reintervenție, schimbarea protezei și atunci când avem de-a face cu acest lucru, trebuie să folosim un implant care poate să rezolve anumite defecte osoase care ar fi putut apărea între timp. La ce interval trebuie făcut această... E bine să nu apară niciodată. Ideal este să nu se întâmple niciodată. Complicațiile de acest gen ar trebui să fie extrem de rare și sunt extrem de rare, dar uneori trebuie să facem această intervenție când apare o complicație. Nu există un interval de timp anume. Aceste implanturi noi ar trebui să reziste o perioadă foarte lungă. Dacă înainte de polietilena cross-linkată, care este plasticul nou, care rezistă mai mult la uzură, pentru că el este elementul slab din tot ansamblul ăsta de componente, putea să ne asigure o supraviețuire, să zicem, de 10-15 ani, 15 ani de utilizare. Acum putem vorbi de 30 de ani, pentru că uzura este mult mai mică. Această componentă, de exemplu, este făcută dintr-un material diferit față de acest element care este înalt polișat lucios, care e metalic. Asta este dintr-un material numit oxinium. Este un metal ceramizat.
Este un metal, un aliaj format din niobium și zirconium, care, pe lângă celelalte metale din componență, care asigură posibilitatea unei prelucrări în suprafață prin tratament termic special, aproape identic cu prelucrarea ceramicii. Și nu mai necesită acest cartilaj de plastic? Da. El, la fel ca și cealaltă, se atașează în aceeași manieră și se articulează cu aceeași insert de polietilenă, doar că pregătirea este, de suprafață este mult mai fină decât la o componentă clasică și atunci uzurile sunt mult mai reduse. Folosim acest tip de implant pentru persoanele tinere. Vorbim de persoane sub 60 de ani, poate 55, care au nevoie din nefericire de o proteză, atunci trebuie să optăm pentru un material care să asigură o supraviețuire în timp mult mai lungă, în condițiile în care nu apar alte complicații. Când apar alte complicații, folosim niște sisteme care se numesc sisteme de revizie, care seamănă cu proteza primară, proteza inițială, doar că are diverse accesorii care se pot atașa pentru a completa diverse defecte osoase care pot apărea. Cei care au primit astfel de proteze în urmă cu câțiva ani, când nu era evoluată tehnologia, se pot schimba cu aceste dispozitive de reintervenție sau pot primi o proteze din aceasta cu zirconiu? Sunt situații frecvente doar când, pentru a înlocui sunt elementele uzate. Frecvente când în urma îndepărtării vechii protezei anterioare defectele sunt minime osoase. Sunt situații mai rare și atunci putem folosi o proteză de primă intenție care să aibă o siguranță a implantării perfectă. Dar de multe ori când se îndepărtează o proteză sau până când se ajunge să se facă intervenția chirurgicală, proteza face ca osul să se erodeze în oarecare măsură, să apară ceva defecte care să necesite augmentări și de atunci au aceste cu aceste tije care completează cumva anumite defecte osoase. În clinica Sanador există anestezie, terapie intensivă de înalt nivel. Cât durează o astfel de operație? O pot suporta persoanele în vârstă la care au ajuns la gonartroză după 60-70 de ani? Evident că marea majoritate a persoanelor care au gonartroză sunt persoane care au o vârstă înaintată și întotdeauna există patologii asociate care pot crește complexitatea cazului. Este o intervenție chirurgicală dezvoltată pentru persoanele mai în vârstă și atunci s-au luat în vedere și diverse afecțiuni asociate și ele trebuie știute și controlate foarte bine înainte. Intervenția chirurgicală necesită o pregătire preoperatorie riguroasă. Este o intervenție chirurgicală de amploare mare, este o intervenție chirurgicală radicală prin care noi înlocuim articulația și nu există cale de întoarcere. La ambii genunchi? Am uitat să întreb. Dacă se poate face și la ambii genunchi, doar în cazuri selecționate. Și dacă e necesar, se pot face la ambii genunchi în mod seriat, cum facem cel mai frecvent. În mod seriat însemnând acum unul și peste ceva timp, de obicei minim 4-6 luni, celălalt genunchi, dar este situații când se poate interveni bilateral. Eu am intervenit bilateral doar o singură dată în cadrul pregătirii mele, în cadrul supra-specializării în chirurgia genunchiului, nu în România. Trebuie făcută o evaluare și o alegere a pacientului foarte atentă, trebuie să fie tânăr, trebuie să aibă resurse biologice foarte bune, să nu aibă afecțiuni asociate importante. Altfel se programează. Altfel se face decalează. În regim programat și se face decalat. Cât durează? O intervenție de acest gen durează în medie o oră și jumătate, două ore. Este o intervenție chirurgicală care se efectuează în cadrul unei spitalizări continue, care se întinde cel mai frecvent în cadrul spitalului nostru pe o perioadă de 5 zile. Intervenția chirurgicală presupune acea evaluare de care v-am spus, riguroasă, preoperator. Aceasta începe de obicei cu o săptămână, 10 zile înainte de intervenția chirurgicală, pentru că pe lângă analizele de sânge amănunțite pe care le facem, pacientul trebuie să efectueze și un screening bacteriologic, numim noi, adică să eliminăm o sursă de infecție în organism la momentul intervenției. Uneori aceste culturi pe care le
recoltăm necesită 3 zile ca să, pentru a avea rezultat, pacientul trebuie să consulte un medic cardiolog, pentru că întotdeauna există probleme asociate cardiologice, și un consult cu un medic anestezist preoperator pentru a evalua starea generală de sănătate. Și dacă există anumite afecțiuni care pun în pericol siguranța intervenției, acestea se pot remedia înainte de intervenție, pentru că, exact cum am spus, este o intervenție electivă. O facem la alegere. Momentul îl alegem noi și atunci trebuie să fim foarte... Deci nu are nicio scuză să rămână cu durerea și dacă are, nu știu, diabet, alte afecțiuni cardiologice de care amintați, poate fi pregătit pentru intervenții. Durează o oră jumate, două ore. Cât partea chirurgicală, durează partea care ține de noi, partea care ține de specialist, durează o oră și jumătate, două ore. Partea care ține de pacient este un pic mai lungă, partea care începe în momentul în care noi am încheiat intervenția chirurgicală, recuperarea și reabilitarea postoperatorie, este de durată mai lungă și variază în funcție de pacient. Dar prima are mai multe faze. Cât stai imobilizat? Are mai multe faze. Imediat, faza inițială este faza imediat postoperatorie, care presupune primele 3-4 zile postoperator, și pacientul inițiază mersul cu sprijin pe picior operat imediat, chiar în ziua intervenției, dacă nu în a doua zi postoperator. În prima poate zi postoperator. Poate să calce pe piciorul. Calcă pe picior cu toată greutatea. Se folosește de un ajutor de mers, de cadru de mers sau de cârje. Postoperator, pacientul, după ce anestezia se remite, începe mobilizarea activă. Permitem gimnastica în planul patului, la nivelul patului, imediat postoperator, la 2-3 ore postoperator, și de obicei a doua zi se inițiază mersul. Mersul se inițiază într-un mod supravegheat. Kinetoterapeuții noștri inițiază kinetoterapia, gimnastica medicală, imediat postoperator, în secția de terapie intensivă, sub supravegherea medicului anestezist, imediat postoperator, și ulterior continuă în salon pe parcursul celorlalte zile de spitalizare, care de obicei sunt de un număr de 2-3 zile postoperator. În prima etapă se inițiază mersul. Mersul cu sprijin pe picior operat, fără imobilizare, fără gips, fără atele, fără restricții. Singura restricție este durerea. Pacientul va avea durere imediat postoperator, durerea care e un lucru subiectiv. Anumiți pacienți se plâng de durere intensă, alții de durere mai puțin intensă, dar există soluții medicamentoase. De la ce este? De la traumatismul chirurgical? Este datorată traumatismului chirurgical. Durerea veche, de multe ori, durerea pe care pacientul o avea înainte de intervenția chirurgicală dispare, dar apare o durere legată de incizia chirurgicală și de manevră. Acesta trece câteva... Se remite în câteva zile, poate o săptămână, două postoperator. Da, de ce e necesară kinetoterapia? Ce se schimbă? În primele zile postoperator, pacientul necesită supraveghere. Durerea se opune unui mers normal la început, creează disconfort și mobilizarea genunchiului și sprijinul este un pic dificil dacă nu am primit ajutorul unui kinetoterapeut. Există și o teamă legată de mersul cu sprijin pe piciorul operat inițial, și atunci ne folosim de cadru de mers, de ajutor și de sfaturile kinetoterapeutului pentru a căpăta un mers normal. E nevoie de baston? De... Există o atrofie musculară care apare în perioada de evoluție a bolii. Odată cu evoluția artrozei către fazele avansate, se reduce mobilitatea articulației. Reducându-se mobilitatea, musculatura nu funcționează normal și suferă o atrofie, o scădere în dimensiuni, amplitudinea de mișcare a fibrelor musculare scade și atunci, după intervenție, acum având un genunchi care funcționează normal, pentru că noi la finalul intervenției și pe parcursul acesteia verificăm mobilitatea articulației, stabilitatea articulației și obținem o mobilitate aproape completă și o stabilitate perfectă a ligamentelor, ceea ce ar trebui obținută și în perioada care urmează de către pacient. Asta este obiectivul intervenției, să avem o mobilitate bună, să nu avem durere și să avem un control muscular corect. Se obține împreună cu kinetoterapeutul prin exerciții efectuate progresiv. Prima etapă este și o etapă de vindecare biologică.
toate rănile pe care noi le creăm chirurgical se vor vindeca în perioada imediat următoare. Și recuperarea merge în paralel cu vindecarea biologică. Anumite restricții sunt în primele 4-6 săptămâni, cât există și această... Restricții de efort, în sensul că e bine să folosim un cadru de mers și cârje pentru echilibru mai degrabă, pentru a avea un mers sigur, pentru a preveni traumatismele, căzăturile, care ar putea periclita intervenția chirurgicală. O căzătură imediat postoperator la un pacient poate genera ruptura suturilor, dezlipirea protezei de pe os, complicații nefericite de care nu avem nevoie, o fractură periprotetică care complică foarte mult situația. Și atunci, lent, progresiv, mobilitatea se recapătă. Pacientul se externează după 2-3 zile când avem câteva obiective îndeplinite, adică pacientul poate să coboare singur și să urce în pat, poate să meargă la toaletă, poate să facă câteva lungimi de coridor acasă sau în curte acasă. Kinetoterapia continuă la externare, acasă, în mod individual sau cu ajutorul unui kinetoterapeut sau în cadrul unui centru specializat până la 4-6 săptămâni, ajutat de cadru de mers sau cârje, pentru protecție, exact cum am menționat. Deci în circa 2 luni va fi la fel ca... De obicei le spun pacienților că tot recuperarea poate să fie chiar un pic mai lungă, poate să ajungă către 3-4 luni și de obicei după 6 luni postoperator ajungem să la o noțiune de genunchi uitat, forgot în knee, când uiți că ai fost operat. Și poți să-ți folosești genunchiul în mod normal. Ca în tinerețe. Dacă ne gândim la ambii genunchi, la ce interval poate fi practicată a doua intervenție? A doua intervenție se face de obicei atunci când genunchiul operat inițial este refăcut aproape complet. Și asta se întâmplă de obicei după 4 luni. În practica personală sfătuiesc pacienții să treacă prin a doua intervenție nu mai devreme de 4-6 luni de la prima intervenție. De an. De obicei la 6 luni, la jumătate de an. Într-un an poate păși iar ca înainte de instalarea acestei afecțiuni. De multe ori, după 6-8 luni post de la operație, pacientul pășește normal, are o mobilitate normală, chiar între ghilimele spune că uită că a fost operat, folosește genunchiul normal, îl folosește ca un genunchi de bază. Afectarea articulară a gonartrozei este bilaterală, ne afectează ambii genunchi într-o oarecare măsură, dar nu e niciodată simetrică. Foarte rar avem o afectare aproape la fel la ambilor genunchi, dar există o diferență. Un genunchi este mai afectat decât celălalt, este mai avansată. Și am avut situații frecvente în care, după intervenția chirurgicală la nivelul genunchiului care era cel mai afectat, solicitările pe celălalt genunchi, care până atunci era cel de bază, sunt mai mici și simptomele se diminuează. Și până la a doua intervenție, deși inițial planificam că poate la 4-6 luni să facem a doua operație, poate să treacă mai mult timp. Poate să fie un an, doi. Am pacienți pe care îi operăm după 3-4 ani, pentru că până atunci simptomele sunt ușoare, de neglijat și pacientul nu mai are o afectare a calității vieții atât de importantă încât să-l aducă la a doua intervenție chirurgicală. Și o întrebare legată de asigurări, dispozitivul este compensat într-o oarecare măsură? Da, există posibilitatea ca proteza de să putem compensa prin programul național de endoprotezare. Există un program național care asigură, în măsura în care există fonduri, achiziționarea acestor implanturi. Chiar dacă vine la o clinică de vârf, la Sanador privată, el poate beneficia de compensarea dispozitivului. Da, clinica noastră se află, poate beneficia de programul național de endoprotezare și proteze de genunchi, de umăr, de șold pot veni prin programul național și în felul ăsta sunt asigurate pentru pacient în mod gratuit. Vă mulțumesc și vă urez mult succes în... Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.